invităm în scenă corul Bisericii Ortodoxe, Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Curtici. Câteva cuvinte despre cor, după care lăsăm pe Părintele să vă povestească în foarte pe scurt istoria acestui cor. A luat ființă în 1990 la inițiativa preoților din Curtici. Atunci erau Părintele Bozian, îl vedeți aici, Părintele Bozian Gheorghe, preot la Biserica Ortodoxă din Curtici din 1959. Părintele Ilie este aici, Părintele Ilie Nădăban, tatăl meu din păcate este bolnav. Părinte? În seara de moș ajung toți creștinii se adun. Așa spune colindul nostru, străbun și sfânt. Și noi în această seară ne-am adunat aici, pe această scenă, să-L colindăm pe pruncul Iisus. Fie că suntem din Biserica Baptistă sau din cea ortodoxă. Cu toții ne unim gândurile și glasurile să-L colindăm pe Domnul Iisus Hristos. În această seară aleasă, cu toții am avut o șansă. Noi ca spectatori sau ca telespectatori am văzut-o sau am revăzut-o. Dar cei care cântă pe această scenă, într-adevăr, au o mare șansă să o însoțească în cânt cu acest colind pe marea soprană Felicia Filip. O distinsă doamnă, de o lasă ținută, intelectuală, fizică și muzicală. Așadar, mulțumim tuturor acelora care au gândit această seară, domnului primar, cât și domnului Andrei Moț, licențiat în teologie. Dăm acum această șansă corului bisericii noastre să vă demonstreze, nu numai să colinde, că într-adevăr știu prea bine să-L laude pe Domnul Iisus Hristos.